Hei, salutare, dragi prieteni! Ana, pune-te rog o leacă mai galben, că suntem parcă bolnavi, așa? Hei, salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog alături de mama mea! De ce mama astăzi este alături de mine? Pentru că astăzi o să facem testul prieteniei. Astăzi o să sunăm prietenele mele și mama o să le zică: e adevărat că Iuliana ieri a fost cu tine? Sau e adevărat că Iuliana acum e cu tine? Pentru că acum este ora 12 noaptea, deci o să fie foarte, foarte, foarte interesant, pentru că o să le vedem reacția lor reală, o să vedem cum ei reacționează și dacă ei o să țină cu mine sau dacă o să fie sincer cu mama mea. Eu sunt sigură că o să fie sincer cu mine, pentru că este ora târzie și cum să minți? Chiar eu sunt sigură. Hai! Aici mi-am dat seama că mama o să-și piardă toată încrederea în prietenele mele după acest video. Hai să vedem. Da, mi-am eu singur dormeam și Iuliana m-a trezit. Ok, hai, sunăm? Cine prima? Hai să începem cu Evelina. Hai, sună. Ce să zic? Zi... Da, stai că-ți spun ce să-i zici. Păi stai, cum să sun? Lasă-mă. Început de vlog ideal. Hai, cred că o sunăm de altceva. Evelina doarme. Ok, în fine. Iuliana se bagă să filmez la ora 23:45, când toată lumea doarme. Oh! Mă sună Evelina. Alo, da. Mă auzi? Da, te aud. Mă sună mama ta. A, serios? Da. Și ce zic? Răspunde, spune că-s cu tine, ok? Unde suntem? Spune că, blin, nu știu, că numai așa am ieșit cu tine afară, cu 10 minute am ieșit cu tine afară, ok? Și unde stăm? Că prost am mai chemat până în fața căsii, stăm 10 minute, bun? Bun. Hai, hai. Evelina, te iubesc, Evelina, te iubesc, Evelina, te iubesc. Nu cred. Uite, sunt mama ta și Evelina, nu mi-ai răspuns la telefon. Dar spui unui prieten adevărat, mam. Ba da. Vezi că-i vreau. Eu mă bucur. Alo? Da, bună seara. Bună, Evelina, asta mama Iuliana, eu ți-am sunat. Am vrut să te întreb, Iuliana, cu tine, că mi-a zis că ai ieșit cu... A, e cu tine? Da, am ieșit pe 10 minute. A, bine, că mi-a făceam griji. Bine, dar hai, îmi cer scuze. Hai. Bine, hai, seara frumoasă. Eu mă țin. Evelina. Să știți că vorbeam cu accent cum vorbesc și în Moldova, ca prietenile mele să nu-și dea seama că filmez un vlog, așa că sorry. Alo, Eva! Am vorbit. Mulțumesc că ai ținut cu mine. Eu fac un vlog unde verific prietenele dacă tu stai cu mine sau cu mama mea. Ești prietena adevărată, Evelina. Ești prietena adevărată care a ținut cu mine, Eva. Te ador, mulțumesc. Mulțumesc, Eva, te pup și distracție plăcută. Hai, te pup, hai. Eva, pa! Ai, ce fain, dar uite cum ce... Nu pot să cred. Hai pe Cristiana. Hai, Cristiana. Alo. Cristiana, salut. Salut. Asta mama Iuliani. Da, 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 Cristiana, vreau să rămân între noi, eu aș vrea doar să întreb ceva și să-mi spui adevărul. Astăzi Iuliana a fost pe la tine? Că mi-a zis că a fost la tine și eu aș vrea să verific pentru că nu prea cred. Mi se pare că mă minte. Da, a fost. A fost, sigur? Da. Dar nu mă minte, școletul e la tine, da? Da. Bine, Cristiana, hai, dar hai, îmi cer scuze, Cristiana, numai să rămână între noi, să nu-i zici Iuliani, bine? Da, 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 da. Bine, hai, te pup, hai, noapte bună, hai, pa, pa. Și am ușit să nu pui Iuliana, dar rămâne între voi, privat. Nu cred, nu, dar cu Evelina ce amuzant. Iuliana, mă sună mama ta. Ce să zic? Mă sună Cristiana. Da, măi. Ce faci? Eu am ajuns numai și acasă, vreau să mă duc până în duș, tu? Dar ce-ai făcut azi? Azi am avut o leacă de treabă. De ce? De ce treabă?
N-am avut aleacă de treabă. Am fost la sală, după asta am fost până în Chișinău. Dar și Chișinău. Trebuie să mă văd cu cineva. Da. Ladna, dacă ceva îți spun mâine, dacă vin în Chișinău, ok? Nu, ascultă. Mm. Da, hai spune. Uite, ești să mă atacă-ți cu asta în linie? Nu, dar și... Stai, relax. Stai, pe și mama, dacă ești fost la mine? Nu, eu nu am spus că am fost la tine. De ce să-i spun? Tu știi că eu nu mint pe mama mea. Da, nu știu, mă, dar nu-i spui că s-a fost vaccinat, că nu trebuie... Nu știu, mama ta și îmi trebuie dacă ești fost la mine. Că ești spus că ești fost la mine. Și să bred. N-am vrut să mie, dar i-am spus că da, credeam că i-ai spus și nu vrem. Și m-a întrebat să uite în colet, dar și la mine. A, da, eu doar azi doar trebuie... Cristiana, eu prosta te ador, noi mă facem un vlog unde sunăm prietenii și verificăm cine o să țină prietenii mele cu mine sau cu mama. Adică o să-mi ții mie apărare sau o să-i spui adevărul lui mama. Da, au fost așa 3 secunde de pauză. Da, au fost la mine. Dar ai văzut cum m-a verificat. Ileana, tu azi unde ai fost? Ce-ai făcut? Nu vrei să-mi spui. Mulțumesc, Cristiana. Bine, te sunt după vlog, ok? Hai, te pup, Cristiana. Hai, acum am pe cine sună. Hai pe Alexa. Stai, că nici Alexa n-a să-mi răspundă. Am și Alexa o sună pe Ileana. Alexa scrie ce? Mă sună mama ta! Uite-te! Nu cred! Ia arată la cameră, nu cred! Alexa mi-a transmis poza asta, mama Iulianei, și mi-a scris așa, s-a întâmplat ceva și i-am zis, what the fuck, răspunde, vezi ce vrea, dacă ceva sunt cu tine, așteptăm taxi. Sună! Măi, ce prieteni ai tu, ba, Iuliana! Ei, hai, unde ești? Spune, dă-i, te rog, telefonul. Alo, Alexa, salut! Salut! Ți-a venit taxiul? Da. Da, Iuliana, unde-i? Ileana, acum știu că se ridice. A, dar nu-i cu tine că am vrut să-i dai să vorbesc cu ea. Nu, eu aștept să vină și acum să se ridice. Pe cine aștept să vină? Taxiul. A, dar dai-te rog cu Iuliana să vorbesc. Ah, ok, bine, Alexa. Hai. Hai, papa. Băi, care-i picolul? Care-i chestia asta înseamnă? Prank ceva? Da, eu știu să vină taxi. Alex. Hello. Spune salut la cameră. Noi filmăm vlog, Alexa. Noi verificăm. Măi, și Evelina o ținut cu mine, și Cristiana, și tu. Bine, mersi mult, Alexa. Să te pupa, ne vedem mâine. Pa, Alexa, pa. O seară bună. De ce ai prieteni adevărat? Hai pe Cristina. Hai pe Cristina. Cristina, salut. Salut. Asta mama Iuliani Berigoi. Uite, am găsit prin conversație numărul tău. Auzi, Cristina, că Iuliana i s-a descărcat telefon Iuliani și mi-a zis că e cu tine. Poți să-i dai, te rog frumos, să vorbesc cu ea? A, dar eu sunt deja acasă. Eu sunt deja acasă deja. Eu trăiesc aici la Catinea. Da, de mult? Cam 10 minute în urmă. A, bine, trebuie dar... Trebuie să ajung... Bine, mersi, da. Cristina, bine, hai, seară frumoasă. Hai, pa, pa. Păi, dar cum așa, nu, cum toate? De ce? Dar eu așa de liber, tu ai văzut și liber ți-a răspuns. Joacă teatru, bine. Dar tu te-ai văzut Nu!
Te sună? O să râd Cristina. Alo. Alo? Da, măi. Unde îmi mama mătii de copchiu? Cristina, eu te ador, te iubesc. Te ador, noi filmăm. Noi filmăm vlog, cum sunăm prietenilor mele și verificăm cu cine ele sunt, cu mine sau cu mama. Și toate până acum au ținut cu mine. Dar tu... Nu, a spus, ei, Iuliana, dar tu ai prieteni adevărat, Iuliana. Te-am pupat, pa. N-am pe bună. Unde e umbli? Hai pe Hugo, da-ți vedem Hugo. Mihai? Da. Привет. Asta mama Iuliani. Auzi, Mihai, am vrut să verific ceva. Mâine Iuliana trebuie să vadă cu tine. La ce oră? Poți să-mi spui? Noi mâine să ne vedem cu Iuliana. Minte, așa-i? Chiar zis că o vorbi cu tine, că mâine trebuie să vadă la ora 1 cu tine, că filmați un vlog, nu știu ce, colaborare. M-ai mințit? Eu văd că afară nu prea minte, că azi văd că nu m-au plouat, dar de văzut cu dânsa nu știu nimic. A, n-ai vorbit, dar m-am mințit. Uh-huh. Bun, Mihai. Bine. Okay, hai, okay. Hai, îmi cer scuze că te-am deranjat. Da, noapte bună. Hai, noapte bună, pa. Mi-a stricat vlogul. Mi s-a dus dispoziția, mi s-a dus tot. Acum sună, băi, Mihai, cum noi nu trebuie să ne vedem mâine. Ce vlog filmați, măi? Ei, și-a dat seama. Ai, și-a dat seama, da. Hai, măi, Mihai, singurul care nu ne-a susținut vlog ai fost tu. Uite-te, eu filmez vlog și eu vreau să verific care prietenă țină cu mine și care n-a țină. Și tu ai fost singurul care nu a ținut cu mine, dar o ținut cu mama. Și m-ai dat pe mine de gol. Eu credeam că pur și simplu mi-ai zis că n-aude, eu credeam că pur și simplu doamna Natalia n-aude nică. Și o să vorbim din nins, din soare, din venit să filmat vlog. A, de-aia el zicea plouă, ninja, înțeles? El altceva înțeles, fiecare cu vlogul lui. Păi da. Mi-a dat seama că filmam, nu? Aha. Și mă sunt la ora 12. Mersi, Mihai, pa! Bye, bye. Pa! Hai, Piana! Da. Iana, bună seara! Bună seara! Asta Natalia, mama Iuliani. Ah, bună seara! Privet! Ianăcica, uite, am o mare, mare rugăminte la tine, dar vreau să rămân între noi. Bine? Da. Vreau să aflu de Iuliana. Ea ieri a fost, mi-a zis că a fost cu fetele. Deci am sunat-o, nu mi-a răspundea. Îmi pare că când mă minte, știi? Și aș vrea să aflu cu cine a fost ea. După cum ești, eu știu, ea prietenește doar cu Alexa și cu Evelina. Și ieri am vorbit cu dânsa și ea era acasă. Da, până atunci? A fost cu Alexa? Cred că... Dar poți să vorbești cu ea, te rog frumos, Ianăcica. Mi se pare că minte. Bine. Bine, te rog mult. Dacă poți, da, sună și vorbești cu ea. Numai nu-i zic că am discutat eu cu tine bine, poate o să zic ea ție adevărul. Ok, revedere. Hai, pa. Mă sun iar. Alo, da, Iana? Privet, Dacic, ce faci? Privet. Da, stăm în pat. Vreau să mă luăm serial, tu? Vroiam să încep unul nou, căutam unul pe Netflix, tu? Eu stau... Dar tu nu cumva filmiești ceva? Da, de unde ai știut? Mara frumoasă, eu foarte bine știu că m-am atat în primul rând, nu are numărul meu, între doi, dar încă m-am uitat la ce oră tu ai fost online și tu ai fost cu 2 minute, nu te că m-am uitat să mă sune. Privet, Iana, privet! Eu știu 100% că tu ești numai cu Alexa și eu știu că mama ta asta știe. Doar cu Alexa și cu Evelina. Ce poc, Ianăcica! Pasiva, Iana, pasiva! Te-am pupat, te sun după! Hai! Pa. Ok, mama, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine în acest vlog. Sper că ți-ai dat seama că am prieteni adevărate în jurul meu. Mi-am dat seama, eu știu. Ok, eu vă pup pe toți prieteni și pe data viitoare. Pa! Pa!